Un șofer care circula pe strada Dr. Saidac din Drobeta Turnu Severin nu ar fi oprit la stop și a acroșat un tânăr care circula cu motocicleta pe strada Antonini. La fața locului s-a deplasat o autospecială a Serviciului Județean de Ambulanță care a transportat tânărul la spital. Acesta a suferit răni la unul dintre membrele inferioare, dar situația lui este stabilă. Băiatul venea din partea aceea și domnul a venit din partea asta și a dat tânăr. Cum s-a întâmplat? Nu a făcut stop? Da, n-a făcut stop. Turismul trebuie? Da. BMW-ul n-a fost. Dar în ce stare este, ai văzut? E bună, nu are nimica. E la regulă? Picior. Da, puțin la picior. Înțeleg că domnul cu BMW-ul nu da, are da, da. Păi, dacă a făcut la dreapta și el venea pe drum cu prioritate, cum? Nu vă dați seama? Martorii spun că cel care circula pe motocicletă mergea pe drumul cu prioritate, iar șoferul care circula pe strada Dr. Saidac nu i-ar fi acordat prioritate de trecere și l-a acroșat. În schimb, șoferul a declarat că și tânărul care conducea motocicleta avea viteză mult prea mare. Ce s-a întâmplat? Nimic, a stat la stop, am ieșit de aici și veni cu viteză. Reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean au oferit îngrijiri medicale tânărului pe care ulterior l-au transportat la unitatea medicală pentru investigații suplimentare. Am fost solicitați pentru un accident rutier între un autoturism și un motociclist. S-a deplasat la fața locului un echipaj medical C2 care a găsit un tânăr de 17 ani, conștient, cooperant, cu traumatism membru inferior drept, plagă treimea medie, tibială, escoriații. Se acordă primul ajutor medical, apoi se transportă la UPU pentru investigații suplimentare. Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru cercetări.